fost odată peste multe, multe mări și țări. Domnule Caturian, el este comisarul Ariel, eu sunt Dupolski. De ce crezi că te-am adus aici? Pot să mă gândesc la un motiv. Doar faptul că mi-ați luat poveștile când m-ați arestat și că le aveți aici. De ce ar fi o legătură cu poveștile tale aici la noi? Nu eu prima să scriu o poveste? Așa m-am gândit și eu, asta e toată chestia. Care e toată chestia? Prima datorie a unui povestitor este să spună o poveste. Cine știe? Chestia asta e din cauza unor povești cu copii uciși? Vreți să ziceți că eu vreau să zic, hai să omorâm copiii? Nu te liniștiți, sunt doar formalități. E exact ca o poveste. Fratele, e camera cealaltă. Primul punct este A, al doilea este fost, al treilea este O, al patrulea este dată, sau nu, al treilea este o dată. Așa deștept tu? Copii uciși! Omul pernă venea la ei și stătea cu ei și lua în brațe. Și spunea... Poți să treci la sfârșit, te rog, partea asta e cam plictisitoare. Cine povestește, tu sau eu? Tu, scuze, Catici. Scriitorii ăștia. Și acum are el. O să te lovească din nou. Nu știu ce vrei să vă zic. Eu n-am nimic împotriva nimănui. Eu sunt un polițist foarte, foarte amuzant. Te adoră? Eu doar scriu povești. Asta e tot ce fac. Eu sunt polițist. Deci, puteți trage propriile concluzii. Chiar cred că o să ajung un scriitor vestit de prost. Doamne ajută. De ce credem tot ce ne spune așa? Ne place să executăm scriitorul. Mai lasă-mă în pace! V-ați prins? E o răsturnare. Ce e răsturnare? Mișto răsturnare, nu? De ce n-ai făcut un sfârșit fericit ca realitate? În realitate nu există sfârșituri fericite. Zici că asta e cea mai bună povestea ta? A fost odată, poate am fi între mâinile bune. Poveți?